25 de localități rurale din județ și ar pierde statutul de comună dacă s-ar aplica la sânge prevederile legii numărul 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, care creionează felul în care ar trebui să arate localitățile României în funcție de anumite criterii. În cazul comunelor, condiția minimă este ca aceasta să aibă peste 1500 de locuitori. Practic, aproape jumătate dintre comunele hunedorene ar trebui să fie desființate. O reorganizare administrativ-teritorială ar aduce un număr mai mic de consilieri locali și reducerea salariilor angajaților din primării. De exemplu, comuna bătrână are cei mai puțini locuitori din țară, doar 88, dar are primar, viceprimar și 8 consilieri locali. Dacă ținem cont de faptul că viceprimarul este consilier local, atunci în comuna bătrână unul din 10 locuitori este ales local. În județ mai sunt alte 4 comune care au sub 500 de locuitori. Este vorba despre Bulzești de Sus, Bunila, Cerbăl și Lelese. Alte 20 de localități au între 1501 și 3000 de locuitori. Abia 10 localități rurale din județul Hunedoara depășesc 3000 de locuitori fiecare. Atât pentru astăzi. Eu sunt Andreea Patrichie, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire și mâine, la aceeași oră.